actul accident din noaptea de 18 spre 19 august, mama lui Vlad Pascu a încercat să-și scape fiul de acuzația de deținere și trafic de droguri. Femeia s-a interesat cine erau prietenii tânărului și a început să-i contacteze, susțin procurorii. De altfel, una dintre fete, minoră, a decis să depună un denunț la DIICOT după ce a fost amenințată de Miruna Pascu cu filmări compromițătoare pe care le-ar deține cu tânăra. Presiunile s-au amplificat după ce fata a fost citată de DIICOT Constanța în dosarul în care Vlad Pascu e cercetat pentru deținere și trafic de droguri. Pascu Miruna a încercat să mă convingă să nu mă duc la DIICOT Constanța să dau declarație, iar pentru asta să-mi iau scutire medicală fie de la dermatolog, fie de la medicul de familie. Sau dacă totuși decid să dau declarație, să spun că nu mi-amintesc că aș fi consumat droguri împreună cu Pascu Vlad, și că în clipul mediatizat, de fapt, jucam un rol. Pascu Miruna mi-a spus că dacă voi spune adevărul, în sensul că eu consumam împreună cu Pascu Vlad, voi intra la DIICOT martor și voi ieși inculpat pentru consum de droguri. De altfel, mi-a și zis să șterg totul din telefon ca să nu-mi ia procurorul telefonul, pentru că există riscul să vin cu telefonul la DIICOT și să plec fără el. Fata a povestit la DIICOT că însăși mama lui Vlad Pascu i-ar fi procurat acestuia pastile halucinogene, iar tânărul ar fi dispus de sume foarte mari de bani. Potrivit anchetatorilor, Miruna Pascu a încercat să o convingă pe tânără că dacă va merge la DIICOT va fi arestată, invocând o serie de filmulețe postate de fată pe rețelele de socializare. Deci scoate tot ce ai în el, îți repet, tot ce ai în el, mesajele ale voastre, și înțelege că probe, îți repet, nu sunt. Sunt decât videoclipuri și, mă rog, trecutul tău. Depinde de tine ce spui mâine ca să se facă probe, ca să înțelegi. Treaba voastră, faceți ce vreți, eu sunt datoare să stau lângă Vlad, pentru că tată s-a plecat, nu plătește niciun ban, dar credeți-mă, asta este un never-ending story dacă o țineți așa, înțelegi? Crede-mă pe cuvânt, vorbește cu cineva și plecați. Pleacă cu un avocat sau, uite, vorbesc cu cineva în Constanța să vină cu tine să vezi ce declari. Cu toate aceste dovezi strânse din anchetă, procurorii au cerut arestarea preventivă a mamei lui Vlad Pascu, măsură dispusă de judecători, dar contestată de avocat. Am formulat contestație orală în fața instanței, încheierea nu este motivată la acest moment, toată familia e în dosar, dar fostul soț Mihai Pascu este sub imperiul unei măsuri preventive a controlului judiciar. Vlad Pascu este arestat de asemenea, Miruna Pascu arestată de asemenea, da? Mai au un copil minor care a rămas singur acasă. Anchetatorii au obținut și mandate de interceptare ale convorbirilor telefonice ale Mirunei Pascu. Astfel au aflat că în momentul în care fiul său a sunat-o din penitenciar, aceasta i-a promis că va face orice să-l scape de probleme. Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din ăsta. Și nu le fac gratis și nu că le fac în fiecare zi. Înțelegi? Niște pretenții de nu-ți mai povestesc. Dar încerc orice să fac. Apropo, de penitenciar, am vorbit cu mai multe persoane săptămâna asta. Procurorii au folosit mai mulți investigatori sub acoperire. În plus, au aflat de la Vlad Pascu detalii despre dealerii de la care își procura drogurile. De multe ori, Duma Tudor se lăuda în fața mea cu ce cumpăra de la lopată, respectiv cantități mari de cannabis. Știam că Duma Tudor are metamfetamină cantitate mai mare, pentru că mă întrebase în zilele de dinainte dacă nu vreau să cumpăr de la el. Judecătorii au considerat că Tudor Duma, dar și cei doi frați acuzați că distribuiau droguri, trebuie să rămână în arest. Domnia s-a avut doar să epateze, îi pare foarte rău pentru cele întâmplate. Pentru dumnealui este o presiune destul de mare. Pun în vedere faptul că vârsta lui este destul de fragil, este tânăr, are 19 ani și conștientizează tot ceea ce se întâmplă. Probabil că o noapte în cursul în stare de reținere l-a ajutat să conștientizează. Încep să devină maturi. Pe Vlad Pascu, unul dintre, deci cei doi frați, unul dintre ei l-a văzut întâmplător odată venind cu acest Duma, iar celălalt frate l-a văzut în viața lui, a început să plângă. DIICOT acuză pe cei trei de trafic și deținere de droguri de risc și de mare risc. Aceleași acuzații, dar și punerea la dispoziția locuinței pentru consum ilicit de droguri, îl vizează și pe Vlad Pascu.
Colegul meu, Alex Costache, a urmărit tot ce s-a întâmplat astăzi la tribunal în dosarul lui Vlad Pascu. Alex, după ce au devenit publice părți din referatul procurorilor, pare că avem în față un caz fără precedent cu mulți tineri care provin din medii similare, chiar și cu părinți implicați. Nici nu știm ce aspect este mai grav. Ce arată acest caz, de fapt, despre familie, despre școală, despre societate? Alex, bună seara! Bună seara, Andra, bună seara tuturor. Andra, acest caz arată amplitudinea acestui fenomen al consumului și traficului de droguri în rândul tinerilor. E vorba, în primul rând, de așa zișii mileniali, de cei născuți după anii 2000. E vorba de tineri care sunt consumatori și din teribilis sau pentru că încearcă să obțină niște bani, devin traficanți și sunt foarte creativi în acest sens. Spre exemplu, în referatul procurorilor se arată că frații Constantin cumpărau drogurile de pe Darknet. Nu știu dacă cineva dintre noi știe măcar să apeleze, să intre pe această rețea, pe Darknet. Iată că vorbim de o creativitate infracțională a lor în acest sens. Și foarte important, ei provin, sau atât frații Constantin cât și Vlad Pascu, provin din familii destrămate, monoparentale. Avocata fraților Constantin a declarat că mama lor este divorțată, este profesoară, însă este divorțată, așadar provin dintr-o familie monoparentală. Și rămâne de văzut dacă acest fenomen poate fi combătut doar de către procurori, doar cu închisoare, cu pedepse foarte aspre. Poate că este nevoie de implicarea mai mare a familiei, a altor instituții. Poate avem nevoie de anchete sociale, de inspectori sociale care să meargă în familie acestor, în aceste familii monoparentale. Rămâne așadar de văzut dacă acest fenomen al consumului și combaterii și al consumului și traficului de droguri în rândul tinerilor poate fi combătut doar de către procurori. Așadar, acestea sunt informațiile de aici, de la Tribunalul București.